Salut la toată lumea, numele meu este Xlader și bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal. Suntem alături din nou de Rafael pentru că o să facem ceva unic pe 60 de secunde și anume o să fac un concurs între mine și Rafael cine scapă cel mai repede din casă. Adică cine scapă cel mai repede din casă primește suma de 1000 de lei, era să zic 100 de lei. 1000 de lei, deci o punem amândoi 500-500 și o să jucăm pe easy. Dacă vă plac aceste challenge-uri, apăsați butonul de like. Prima oră cred că o să joace Rafael. Deci, Rafael, începem primul nostru challenge în acest joc, nu poți să vezi tu. Și anume o să jucăm pe Little Boy și cu Ted. Little Boy și Ted. Și va juca primul Rafael la Apocalypse. Și cine este cel mai repede din casă? Eu n-am voie decât să comentez fanii la Rafael și Rafael n-are voie să ne ajute. Și eu o să joc singur, Rafa. Tu decât o să te uiți să vedem dacă fac bine sau nu. Nu o să mai am voie să te întreb. Deci ăsta este concursul. Îi dăm drumul chiar acum. Apăsați și voi butonul de like dacă mai doriți concursul din ăstea. O să fie cam lung, nu știu sigur cât o să fie, dar măcar încercăm un concurs ca pe vremuri, o întrecere și o competiție între noi. Hai, Rafaele, de data asta eu doar mă uit și învăț de la tine. Da, te uiți și vezi cum se joacă. Deci, Rafaele, tu trebuie să faci tot ce stă în putință acum, să ieși repede. Bă, să ieși în timp record. Hai să te văd ce faci tu în timp record. Ok. Hai să vedem, Rafa, care sunt strategiile tale ca să ieși tu în timp record. Oprește-ne pe episodul. Deja? Că nu se vede ceasul. Așa vezi. M-ai pus copilul tău acolo. Păi da. Ia uite-l pe Rafael, ok, a luat masca, o ia și pasta, ai prins drag de ea de când joci cu mine. Da, da, da. Ce e pe pat acolo? Un pachet de ceva, de gume. Ai voie să dai, dacă știi care e evenimentul, dai repede, fast, știi? Asta, pasta e, pe experiență se bazează asta, challenge-ul. Pe experiență? Doar că trebuie să dai explicație, de ce ai dat skip, de ce ai făcut așa, știi? Ca să înțeleagă și oamenii care vor să învețe. Ok. Bă, tu iei toată casa, bă, sunt prea multe secunde. De ce? Păi uite că te-a apucat să iei toată casa. Nu mai sunt iteme, să mai iei. Nu prea mai sunt. Păi ce mai e? Mai e ceva sub pat acolo. Cred că e Boy Scout-ul, uita să-l iei. Avem tot ce trebuie, Marius. Mamă, nu riscă Rafael nimic. Asta e ca într-o parte, parcă. Nu stau într-o parte, așa mă tăiești tu. Hai să vedem. Hai să vedem. Să vedem pe Rafael. Rafael, vrea un speedrun. Știi cum fac aia pe Twitch când fac alea? Caritatea. Dar explici. Hai, cine e aia? Tanti Gina, cine e? Mă, și acolo ai artifică. Da, 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 avem skin-uri acum. Dark Vader, cine respiră mă acolo, mâncați așa. Ok. Da, ia uite-l pe Ted cum arată. Trebuie să punem minutaj. A scăpui tu la editare. Nu pot să pun, că nu știu. Păi, acum eu ce editaj mai pun? A început de mult. S-a dus minutajul. A scăpui la ranul tău. Ziua 1, ok, hai să vedem. Ok, o să pun eu o statistică. O să măsor eu filmarea, știi? Se vede oricum. Pune mâini la editaj. Știu și mult să editez eu cu minute. Așa, aia nu face nimic, sunt niște rude. Hai să vedem. Bun. Bă, că ești cam slow, Rafaele. Semnal la radio, să ascultăm. De ce ai ales-o pe aia ca să o iei cu tine? Poți să explici puțin înainte să dai skip? Bă, Mary Jane e o șansă să transforme mutant. Deci asta e singura... Da, da, da. Bate cineva la ușă. Nu o să deschidem. Ok. Nu știu cine e. Să-i dăm apă. Aș mai păstra-o, actually, n-o trimit. Aș mai păstra-o. Poate avem eventul cu PNG, nici se transformă. Ai păstrat-o, ok. Eu nu cred că o să merg pe femeie. Ascultăm la radio.
Eu o să merg pe copil, cred că. Da, e mai safe copilul. O, totul ne cam o văd eu, dacă ridic mâna așa, imediat mă fac albă. Avem mâncare. Actually, o să-l trimit pe Ted. Opa, s-a dat Rafael seama de șmecherie. Dar schimbă-i pălăria aia, că nu dă bine. O să-l trimit pe Ted. Niște oameni în verde, nu mă interesează. Îl dăm pe Ted afară. Și schimbăm și pălăria, dacă vrei. Tanti Matica, cine e mai aia? Și Ted e regele pe expediții, gen. Păi cine era să poarte asemenea pălărie în camă? Și îl trimitem cu servieta și gaza de mască. Toată lumea e bine. Perfect. Ok. Lucrurile merg superb până acum. În câteva zile vom scăpa. Care în câteva, mă? Zi așa. Așa. Sunt niște simboluri pe hartă. Hai îți dăm să mâncare, să vedem ce se întâmplă. Îți dăm mâncare, nu? Nici eu nu știu ce îți dă. Cum ar fi fost să fie The End? Nu, no, nu, nu, că avem lacătul. Ce s-a dat, o volanternă? Nimic, era o glumă. A fost un prank. A fost o mică farsă. Mă ură o foilu, dar și repede joci. Ce mișcări ai în tine. Da, 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 da. Ok. Mai e o ușă la bunker, ne uităm cu pușca. Unde e? Vreau și o să văd. Nu o vedem din perspectiva asta. Cine sună? Gemeni. Sună niște gemeni. Iaia cu wasp, gasp. Da, da, da. O să vină Ted. A venit. M-am bucut-o repede, bă, păi ajungem la 20 de minute cu episodul ăsta așa repede. S-a întors cu servieta, rup masca. Păi și ce a găsit? Apă, mâncare. Slab. Slăbuț, slăbuț. Hai să vedem, da, a mâncat el pe drum. Așa. Bun. Trebuie să folosim apă să plantăm nu știu ce. N-o îți dăm mâncare. Da, ai mâncare destul. Avem. Bate cineva la ușă. Să bate la ușă. Poate fi doctorii aia îmbrăcați în Halloween. Ok. Sunt doctori. A, faci asta și... e starvation. Nu dăm gambling. Gambling. Bun. Nu spune că termine ce-și vrei tu. Astăzi mănâncă Ted. Hai să dăm și ei de mâncare. Bun. Asta e bine că e câinele și ne ajută. Mamă, tu știi asta cu câinele, nu știu ce e. Cine n-ai voie să mă ajuți? Înveți acum. Bun, ziua 17. Ascultăm și noi la radio, avem muște. E grav cu muște. Da. Mi-a intrat o muscă aseară pe nas când dormeam. Și ce s-a întâmplat? Am zis că mor. Așa, hai să ascultăm la radio. Nu, hai să nu, că poate îl strică actually. Mamă, ce precaut e Rafael, vă. Nu vrem să-l stricăm. Nu prea-mi place că Mary Jane deja e foame, nu înțeleg care-i faza. Abia i-am dat de mâncare. Poate îl mai lăsăm. Sau, actually, hai să-i dăm așa la mișto. Extra supplies, nu ne interesează. Mamă, da, save merge Rafa. Nu riscăm. Trebuie să revină câinele ăla. Deja ne atacă bandiții. Ok. Rupe pușca, rupe pușca, rupe pușca, rupe pușca, rupe pușca, rupe pușca, rupe pușca. Se rupe mereu aia când ataci cu bandiții. Dar ce? Îmi zicea cineva că dacă ai gloanțele nu se rupe, dar uite că se rupe. Așa e eventul, ca să nu poți să rezici la infinit. Bun, vreau să-i trimit afară. Armata ne zice să dăm cu lanterna, ok. Aș vrea să-l mai... trimit odată pe... Dar nu e bine, o să trimit Mary Jane. Văd că nu avem nicio... șansa la cu păienjenii. Deci o dăm pe Mary Jane și o dăm cu servieta. Dacă nu se mai întoarce aia. Ok. Aduce niște apă. Te miști, Rafaele. Păi și tu te miști la fel. Aia mă mișc eu la fel. Asta e ok.
Așa, câinele s-a întors. Îi dăm mâncare și ar trebui să ne aducă niște apă, în schimb. Da? Nu-i place apă la câine, vezi? Momentan nu ne-a adus nimic. Țeapă. Starvation. Ia de aici și bem mâine. O femeie tânără să-i ajutăm gemenul. Gemenul. A tras cineva aici. Cu pușcă. E război. Ok, ziua 25, dăm apica. Se umple gunoiul. Vin roaches și te mușcă. Da. Mamă, mamă. Deci vezi, ziua 30 și nu suntem nici mai aproape să terminăm. Cred că după 30. Bun, suntem ok. Parcă în 39 am văzut. Trader. Pisica. Nu vrea. Nu mai vine câinele. O să-mi schimb la pisică, nu cred că mai vine câinele și s-ar putea să terminăm cu armata, nu sunt sigur. Asta e ok. Ziua 28. Așa, niște semnături pe pereți, hai la ele. Mâncare. Spusei? Gaza de mască. Păi și mâncare n-ai? Se dau mâncare. Lipsește muniția. A furat-o cineva, a? Dar cine a furat-o? A dispărut muniția, pur și simplu. Cred că a un brabete cu ea în... No, era apărut. Pierdută. A murit Mary Jane. Ok. Mary Jane a fost de mare ajutor, sincer. Cât a doua expediție. I-am dat de mâncare, a plecat în expediție și a murit. Hai să ne depătăm, să riscăm tot. S-a întors Pancake foarte agitat. Hai cu toporul. Da, hai. Îi dai în cap cu toporul? Hai cu toporul să mergem la bătaie. Mi-a pierdut și serieta. Nu, nu, nu. Se strică toporul în cel mai rău caz. Da, suntem bine, suntem bine. Ne-a dat 4 sticle de apă. Mamă, mamă. Poți să faci ending-ul cu țânțarii. Actually, nu cred că mai are rost ca asta să plece. Momentan ne ținem binișor. Hai să riscăm tot. Deci mergem all in acum. Îi dăm și de mâncare așa. Da, nu-i mai dăm nimic. All in. Ori moare, ori se întoarce cu succes. The end. Păi sau și ce trebuie ție? Stai un pic să vedem momentul cel mare. Opa, ai dat schimb la multe zile. O să te cam coste asta. Da, da, uite mă ce am aici. Regele gen. A pierdut lacătul, dar nu ne mai trebuie. Două. Bă, cu dar două... pentru ce-ți trebuie atât de multă supply-uri? Că ești doar unul. E decent, e decent, e decent. Hai să plecăm iar în expediție. Glumesc. Așa, de la armată sens. Vrea să tăiem niște copaci. Parcă gemenii voiau să tai copaci dacă nu mai am lacătul, ai întrebarea. Cred că mai bine ne bazăm doar pe zile. În ce zi scăpăm? Că e aiurea să pui minutajul. Ok. Ca așa dau un stop skip. Hai să-l umflăm cu mâncare acum. Așa, noi zis, hai să ne jucăm niște table. Să joacă singur, ești nebun, tanti Matica. Da. Ia, ia, bate și de bun. Bate armata, ne salvează. Nu gemeni. Gemeni. Vor și ei ceva acolo. A, mai durează. Că gemenii sunt la ziua 50, cred că. Dai harta pe perete. Pancake s-a întors și e bolnav. Ok, hai că-l vindecăm. Deci totul. Ne mai trebuie Pancake, aia e chestia. Hai să-l salvăm, că suntem oameni de treabă. Ești cu peta, cu alea tu. Nu să avem grijă rău, de câinele nostru, ia uite-l. Pancake! Zici că a făcut ceva acolo, jos unde e sticla. Și e și un skin pentru el dacă faci challenge. Cum arată? Dar nu știu cum arată. 43. Ia mă, să te saturi de mâncare. Nu mai vreau nimic. Câinele e un avantaj pentru că nu mai nebunește, cred, dacă e singur. Au venit șobolanii și ne fură mâncarea. Și n-ai cum să te apere, acum s-a îmbolnăvit. Nu stăm bine deloc că dacă ne atacă bandiții, e moartea reală. Opa, Rafaele, tu nu faci ranul? We open the bunker așa,
Small suitcase. Ok, să țin minte, dar ai zis că nu deschide nicio valiză niciodată. Da. Galloping horse ne dă o pușcă. Bătu cineva. Le-ai dat harta? Nu, ne-a dat pușcă. Masca ți-o dete. Lacă-tu, hai că e bine. Așa, ăsta cu multe brațe. Ai dat apa. Cum zice la cu multe? Dă-mă și mie ceva, că ai o grămadă. Da, fură el dacă nu-i dai. Dă-mă și mie ceva. Bun, bun, bun. Când ești cu baticul ăla, tantileana... Crește ceva pe pereți. Ciuperce, că... Da, nu le mâncăm. Băi, ești nebun, atâta durează, eu credeam că plăi ziua 30. Ei, poate să captura ziua 30. Eu nu știu. Ia, fratele meu, câte un flam. Știu că plăi 39. Al mesaj de la armată. Latră câinele. Câinele mănâncă salam. Nu mai mănâncă. Acum mănâncă înghețată. Țipă ca nebunul, așa. Lasă-l pe afară. Păi te vine radioactivat. Dacă se transformă câinele ca... Ar fi bine să transforme în dinozaur. În ce să transform? Bun. S-au întors gemenii, le dăm tablele. Luați, frații mei. Jucați-vă table, jucați-vă ce vreți. Ok. Bun, ne dă mâncare. Nu, las că avem destulă. Mamă, nu-mi spune că la ziua 100 tu. Facem challenge, 100 de zile. Sleazy looking trader. Eu chiar n-am văzut în viața mea și pisica și câinele în buncăr. Deci facem ceva unic la tine pe canal. Vrei să nu dai de end acum? Ia den, s-au certat, uite achievement în dreapta jos. Da, am văzut. Și a plecat câinele. De ce? Că damn. L-ai subestimat pe câine sau de ce? Nu se înțelege pisica cu câinele, s-au bătut și a rămas pisica. Păi la mine se înțelege, mă, pisica cu câinele. Unde? Este doar un mit. La mine acasă. Ok. Așa. Green goo, ăsta-i dăm masca de gaze. Vezi de ce n-am dat masca de gaze mai devreme? Da, ai jucat bine. Ok. Suntem bine de tot. Vrea cineva, nu știu ce, nu mă interesează. Mamă, la câte zile ai ajuns? La 57. 100 de zile facem. Sigur n-am scăpat eu mai devreme, mă, de 57. Așa. GG. Gata. Nu e armata! Cine era, mă, la ușă? A group of heavily armed riders. Wow, erau bandiții. GG. Opa, era GG, dar nu dă bine. Așa, am găsit o adresă. Nu. Iar bate. Iar sunt bandiții. Opa. Se transformă, Ted. Dacă sunt bandiții din nou, eu mă las de joc. Știi că vă, Rafael. Câte zile ai făcut, acum vedem. Armata, bă, frații. Frații, dar ăia de ce, gemenii, de ce nu prea venire la tine? Mai aveau gemenii, cred. Away the rescue by the military twins camp. Cred că trebuia să vină și gemenii sau mai aveau o cerință, nu-mi dau seama, uite. Una. Două, cred că mai era o cerință la gemeni, nu sunt sigur. Ia vezi câte zile ai făcut. 59. Nu îmi spune că și eu tot 59 sau mor de loc, mor de tot eu. No, tu treci ușor. Ne luăm la harță, băieți, acum. Urmează partea mea. Eu hai să vedem. Deci am avut așa, două din trei de succes. Șase iteme. Deci 59 de zile 4, erau sau 60? 60 de zile, că se pune și ultima. Ah, ok. Deci ce arată aici? Day survive. Da. Băieți, am revenit. De data asta joc eu. Sunt aici, sunt în joc la mine. Dar de data asta nu ne mai luăm după minute. O să le spuneți voi în comentarii dacă ne luăm după minute sau nu. De data asta o să ne luăm după zile. Deci Rafael a făcut 60 de zile. Ok, o să dăm pe Apocalipsă, o să luăm pe Ted, o să dăm Little Boy. Și hai să vedem, Rafaele. Tu nu te bagi. Acum maestru vorbește, cel mai bun din România.
Vorbește aici. Eu zic că ai putea sub 60, sincer. Vorbește, maestru, hai să vedem. Cred că un 40 dacă ai noroc. Hai să vedem, aici avem masca, harta, camera asta e cea mai valuable. Mai departe, hai să vedem. Lacăt. Oricum timpul e destul. Aoleu, ce înseamnă asta, mă, mâncați așa? Aici e medkit-ul. Și hai că s-a început. Copilul. Încep prima oară cu ce e mai ușor cu mâncarea. Ducem aici. Luăm asta. Luăm asta. Luăm și pușca. Le aruncăm. Dacă tot e nevastă mea aici, femeia mea, o aruncăm așa cu obligație. Ok, am mai văzut ceva pe aici. O muzicuță. Nu ne mai interesează aici. Frumos. Opa. Se pare că... Ia bă, pune-mă mâna pe el. Ce faci, mă, urica meu? Topor. Unde e Boy Scout-ul? Aoleu, aoleu, Rafa! Intru! Guru! Unde e Boy Scout-ul? Oricum ți-l dă. Îți dă tot inventarul. Ok. Mamă, la limită. Bă, nu era Boy Scout-ul, nu că Zamp. Era pe undeva, l-ai văzut tu? Nu. Nu-am văzut, l-am luat mai devreme? Nici nu mai țin minte. Da. L-am luat? Da. Și nevastă mea. Pentru că nevasta nu se lasă în viață. Trebuie să pleci cu ea la drum. Am luat aproape toate itemele. Suntem aici în bunker. Poc, poc, poc. Timi, toți de buri. De ce n-am mers pe Mary Jane? Pentru că nu prea dă evenimentul ăla. Ok, mai departe. Oricum avem toate astea. Nu dăm... Aoleu, era să fac o prostie, Rafa. A plecat ziua 1, Rafa. S-a dus. Nici nu mai citim până la ziua 5. Nu mai citesc nimic. Bă, stau bine, zic eu. Stau bine de tot. Nu știu, n-am radio. N-am radio, mâncați așa supa ta. Pleacă băiatul meu. În expediție deja. Timi se duce direct în expediție pentru mine, că avem nevoie de radio. Deci tu te-ai bazat exclusiv pe armată, mamă. Deci eu nu o să fiu pe armată. Să vedem dacă mă... Cred că am de pierdut aici, dar poate iau radio. Ok, e ziua 3, frumos. Pleacă ăsta afară. Mă, dar eu n-am aruncat servieta în ranul ăsta? Nu? Nu. Cum n-am aruncat servieta, mă? Sau tu erai cu servieta? Ok. A rămas, acum este regulă, Rafael, relația. Bărbat cu femeie, este ok. Așa se cade în viață. Ok, mai departe, o avem pasta deshidratată și pasta deshidratat. Frumos, it's hard to keep track down here. We can tell night or day. Sleeping messed up. Bă, lasă-mă, că nu-i dau medkit-ul pentru asta. S-ar putea să dau de end acum, Rafa. În acea zi eu mor. Nu îmi spune că sunt bolnaviră. Hai că e bine, le stă bine împreună. Frumos. Le dăm apă aici frumos. Hai să vedem. Deshidratați, deshidratați. 5 zile. Aseară about to start the book club discussion. I read the phone book. We're interrupted by rapid knocking. We found a group of refugees. Group of refugees. Câte apă am, mă? Grupe de refugees. Hai să le dăm apă. Nu știu de ce fac asta, dar le dau. Apă. Nu știu cine stă aia. Cine stă aia? Nu știu. Au luat apa și nu mi-au dat nimic să moară tanța. Așa, our visitors find enough words express gratitude. Ok, nu știu cine stă aia, poate vin și ne mai ajută după. Nu mănâncă, nu bea. Frumos, dificult așa cu spirite. Frumos, Rafa, trecem direct în pâine. Ziua 7, mănâncă bă, fetele mele și băieții mei. Sunt dacă le e foame, altfel nu le dau la ziua 7. Hungry și hungry. Nu le dau, bă. Hai mă, să nu riscăm. Facem cum ne-a învățat Rafael. During the night, some suspicious coming from behind the door around big morning, the leather suitcase. Leather suitcase, a spus Rafael, că nu se deschide niciodată în viața asta. Deci am învățat bine de la tine. Ziua 8. S-a întors ăsta. A adus... Ce a adus, mă, mâncați așa? Că nu văd nimeni nou aici. Toporul. A venit cu masca. O supă. O supă. Gândește-te, Rafa. El pleacă pentru o supă. O supă a adus. Ce părere ai de el? Starvation. A adus o supă și o și mănâncă. What? La mine regina a murit. What? Din nou plecăm în expediție. I feel the shoot something in the decoration feng shui.
Ok, mergem cu pușca. Nu te rup pe pușca, te rog. Atrasă cu pușca, s-a rupt, cred că. Oh, e bine, e bine, e bine. Nu știu ce s-a întâmplat, de ce a tras cu pușca. The best way, nothing, jump sound inside the mysterious room. Mock those gone. The room was empty. Ok, n-a fost nimic. Hai să vedem, bă, nu mai țin minte. Deshydration, thirsty. La 5 le-am dat. Deshydration, deshydration, ok. Cine se duce afară? O încercăm pe femeie. Băi, eu acum văd. Ăsta a venit cu masca înapoi, deci e ok. Deci, n-a făcut nimic. Suntem ziua 10, Rafa. Deci, da. Mamă, în ziua 5-60. Bine, trebuie să a plecat femeia mea. Trebuie să bea apă, trebuie să bea apă. Le dăm la amândoi de băut apă. Deshydration, hungry, hungry. Ok, mai departe. Spider Sim Operating. Mamă, dacă o aveam pe aia, Rafa, uite când dădea evenimentul. Când dădea evenimentul cu aia, cu mamuta. Mie chiar când dădea evenimentul, ești nebun, la zic, am la ziua 10 vine. Puteam să o fac mamut. Ok, mi-a dat o apă, foarte bine. Hai să vedem, Ted, nimic, hungry, ok, suntem bine. Mamă, eu n-am radio, Rafa! Cine poate să-mi dea radio mie? Mai există șansa să iau radio? Nu știu. Mi-ai zis de atâtea ori, bă. Ia radio. Și eu nu te-am ascultat. Ia uite, iar. Eu nu te-am ascultat, bă. N-am vrut să ascult profesorul. Ok, pleacă și Tim iar după asta. We decided to pick outside a minute to see in the store. Around the corner. Ok. Mă bazez pe gemeni, deci nu o să mă duc cu pușca. Așa ne-a învățat Rafael. Deci gemenii s-ar putea să ne salveze mai repede. Sună un telefon. Ziua 14 trebuie să mănânce. Trebuie să mănânce oamenii mei. Nu contează că nu le-ai foame. Le dăm. Hungry. Starvation. Le dăm la ziua 14. Cred că mai rezistă o zi. Că este deshidratat. Stau mai rezistă o zi. Hai să nu risc. Ok. Ring, ring. Cineva sună. Du-te, băiatul meu. Cine sună, Rafa? Gemenii. Clearul gasp. Wasp. S-ar putea ca gemenii să mă salveze mai repede pe mine. Ok, frumos. A? Nu știu, așa cred. Au mâncat, au băut. Sunt mâncați, sunt băuți oamenii mei la ziua. Dorin de la special. În tornul îi recognize as an old man Jim. Hai să-i luăm piatra lui Jim. Old man Jim, și că-i dă bine old man Jim. Jim, Jim. Cel mai devreme la ziua 19 trebuie să-i dau de băut. Ok, frumos, nu s-a mai întors asta, femeia mea. Poate să dau... A galloping horse! Galloping horse, galloping horse. Nu. Mergem în față. Nu-i dăm harta, că poate vor gemenii harta. Ok, s-a întors femeia mea, nu văd nimic, Rafa, nou. Rafa, nu văd nimic, nou. Poate o lanternă aici. Poate văd o lanternă. Și ce se întâmplă dacă pui asta? A întrebat cineva. Ok, a întors masca, a găsit o lanternă, să moară șoboleanul de sub pereț. O lanternă a găsit? Oi lele, o lanternă a găsit. Rafa, s-ar putea să o părăsesc pe asta. Nu ne mai înțelegem. Trebuie să vedem. Ăsta cred că poate să plece, asta nu. Nu ne mai înțelegem, Rafa. Timmy Clemic e cu un slip. Ok, dă-i șapul ăsta. Rafa, supăra, cu Timi. Sper să nu scrie The End, nu mai The End să-mi scrie, aia mi-e frică. Suntem bine până acum. Pleacă, poate să plece Timi. Copilul pleacă. Copilul pleacă. Starvation. Ăsta e deshidratat, mai rezistă o zi. Asta e starvită. Îi dăm mâncare. Iar ăsta e și deshidratat și starvit. Dar ce facem? Îl trimitem în expediție și am dat schimb la mâncare. Am învățat la... Ok, și ăsta e deshidratat. Beam apă, na. Mamă. Nu e bine. Nu mai bea apă. Nu de end, nu de end, nu de end, nu de end. Aoleu. Mor de frică. Ok, a rămas bine. Și sincer să fiu cu tine acum, vreau un moment de seriozitate. L-am trimis pe Timi că trebuie să aibă și ei un moment. Hopa. Un moment sexy. Trebuie să aibă și un moment, sunt deshidratat. Ok, bea apa amândoi. Oh my god, eu dau run la supplies. Mamă, nici măcar n-am semn de la armată. S-a dus cu armata, Rafa. E clar, e alt ending ăsta.
S-a adus cu armata. Ce să se mă, is there nothing, ok, pleacă de aici. Și la ziua 14 am mâncat, plus 7.21. Mai rezistă, ouleu, stai starvit, mâncați, aș mi-e frică. Ok, hai să le dăm la 20 totuși. De la asta e momentul în expedition, momentul e să ne bani în tank, nu, nimic. Nu riscăm nimic. Ziua 21 am mâncat la 20, la 25 bea, la 19, 24 bea apă și la 27 mănâncă. Okay. Ce calcule face X-Lader? Calcule, hungry, hungry. Frumos, knock, knock, they sound all confused, I think, or bad news. Nu risc, nu știu cine era ăla. Poți să spui tu cine era? Era grav? Nu era de bine. Nu știu, mi-a fost frică să deschid acolo, să risc tot ranul. Ok, hai să vedem. Ăștia n-au nimic, n-au nimic. We are close, and now we notice someone had written a set mysterious direction on the corners. Du-te, fata mea. Și vezi. Trebuie să-mi aducă mâncare. Ok, și ce s-a întâmplat? Ce a adus? Un șah. Asta e tot ce a adus, mâncarea și tălpile ei. Ăsta e deshidratat. Mai rezistă o zi. 24, mai rezistă o zi și mai rezistă o zi. Mamă, eu nu mă salvez armata, Rafa, am greșit și n-am luat radio-ul. Oh my god, gemenii și nie nici... Ia, s-a întors ăsta cu părosul. A adus multă mâncare și un spray. Ok, e bine. 200, un spray și radio! Ok, hai să vedem, începem, de acum. Hai să vedem. Trebuie să bea apă. Trebuie să bea apă. Nu avem apă. Ăsta nu vrea apă. Asta vrea apă. Ăsta e vrea mâncare. Oh my god, deci așa. Am o să ne încur rău de tot. Bit by a young man worried about his twin sister. Ok. Du-te omul meu, că sunt gemenii, pe ăștia mă bazez eu. Pe gemeni mă bazez eu în exclusivitate, Rafa. Să vedem dacă gemenii mă salvează mult mai repede. Siblings, ok, a zis siblings aici, sunt happy, sunt cuminți, starvation, hungry. Ok, ăsta trebuie să-i dau de mâncare, ar mai rezista o zi. Cine se duce afară? Nimeni, Rafa, nu se duce afară. Sunt supărați, n-am ținut cont de sfatul tău, n-am crezut că ei nu poate să iasă afară, dar chiar ai avut dreptate. Nimeni nu se duce afară. Mai aveți două ape, asta e problema mare. Așa, starvation. Bă, nu mi-am dat de mâncare, știa. Deshidratat. Să dau skip aici, mă. Ok. Dai puțin să verificăm. Tired. Tired. Și tired. Nimeni nu pleacă afară. Ok. Ok. Dăm pe radio. Frumos. The end. Sunt la jumate de cât ai făcut tu. Deja avem radio-ul. E un semn bun. Frumos. Hai să vedem. Ăsta nu are nevoie de nimic. Asta e starvită. Ăsta e deshidratat. Hai să-i dăm apă ăstuia, lăsăm pe starvei ultimii, always. A shelter is not the best environment, așa. To go out for a short while. Mamă, nu te duci bă nicăieri, stai aici. Că te trimit în expediție eu cu tot. Îl trimit în expediție, să mai întoarce Timmy după părerea ta sau nu. A nebunit, tu mai poți să duc în expediție așa? Aoleu, mamă, trebuie să-i dau drumul afară, mâncaia și conserva lui din cap. A nebunit, deshidratat, starvit, ăsta trebuie să-l ținem aici. Aoleu, ăsta nu-i mai dau nimic. Deshidratat, starvit, hai să-i dăm și de mâncare și de băut. Mamă, mai poate să plece cineva? Nu poate să plece nimeni. Ăsta nebun poate să plece? Nu poate, nu? Nu poate să plece nebun. Nu mai știu sigur, nu mai țin minte. Mă, got a look, vehicle down the street and I skim track, nimic. Nu mai știu sigur dacă poate să plece nebun. Nu mai știu. Asta o să vedem noi. O încerc eu odată. Ce zici la până acum? O descurbire? Fatigued, starvit și starvation. Îl mai lăsăm pe ăla. Cine moare, moare. Sleazy looking trader. Hai, du-te și cu pisica. Miau, a venit și pisica. Frumos. Aoleu, s-a îmbolnăvit femeia mea. Rafa, cred că o abandonez pe asta. Abandonăm femeia. Abandonă femeia. Nu-i dau medkit-ul. Opa. Starvation. Hungry. Asta e bine, ok. Facem o expediție. Radio, frumos.
Bă, sunt bine până acum, tușește femeia, las-o pe aia. Ești la jumătate. S-ar putea ca pe femeie să o părăsim, Rafa. Pentru că nu ne mai înțelege bine în viața de zi cu zi. Ăsta este motivul, așa. E starvită. Ăsta e starvit, copilul. Dar nu mai contează, că copilul pleacă afară. Ok, we need to make a choice today, expedition. Da? Nu e aia, mă. Ok, pleacă. Bă, ziua 31 n-ar mai trebui să fie radiat. Așa mi-a zis odată. Bă, nu mai e radiată ziua 31. Toporul nu, muzicuța nu. Hai, mă, să trimit cu masca. Eu văd că a făcut și cam urât. Ok, s-a plecat copilul. Era starvit oricum. E bine că pleacă. Femeia s-ar putea să o părăsesc, Rafa. Eu ți-am zis. Eu sunt nebun. Nu mai avem supplier să o ținem. Femeia pleacă, Rafa! Ok. Dă-mă spre ea să bea. Favorirea de stare stopper. Unem un trend frequency. We find not is there. Maybe we should tinker. Ok. Nu. Nu, că strică radio. Așa mi-ai zis odată, parcă. Când schia Tinker odată și-am dat pe Tinker, s-a stricat radio, deci nu. Foarte frumos, bărbatul e starvit, o să-i dăm de mâncare. Bă, cât mai rezistă femeia? We're trying a little devil, you found a piece of paper in the collar. Așa. Ok, hai să mergem și cu ăștia, dar nu știu ăștia cât de repede pot să ne salveze. Și nu am apă să-i dau sau ceva ce vor. M-am băgat aiurea și în asta. Nu știu ce s-a dus femeia mea. S-a ofilit. Oricum nu mai aveam mâncare să o ținem, adică uite-te. Nu mai aveam mâncare să o țin. Ok, a plecat, nu ne mai interesează, asta n-are nevoie de nimic, suntem bine. The siblings kept their work, ok. Siblings, ăștia sunt viețile mele, cum s-ar spune. Viețile mele! Hai, gemenii mei! Arătați-i lui Rafael care e puterea aici în brand, ia uite. Vreau gemenii să-ți arate valoarea. Thirsty nu vrea nimic, copilul. Arm dangerous woman outside, oh my god. De ce? Ce vrea cu asta? Cu... De ce nu am toporul aici și nu se folosește? Nu știu. The end. Cântă la radio muzică. Ce s-a întâmplat? Nimic nu s-a întâmplat, văd. This woman says mostly for food. Deshidratat, îi dăm apă, cu toate că nu trebuie să-i dau. Broken cellulose just așa. Anyway, they seem very aged, evacuate from here. Several things. We are giving a general coordinați. To leave a sign, they should easy with a map. Ce asta mă mâncați așa? N-am văzut-o în viața mea. Oh my god, nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic. Dau mapa. Nu știu dacă am făcut prostie sau nu. Aie, dacă atât m-a dus capul. Nu știu ce, masca e ruptă. Mă, ok, m-am mai adus mâncare măcar. Ce-a adus? West what, yeah. Backpacks, backpacks, nimic. Doar atât a adus. Doar două ape, aoleo, mamă. S-ar putea să-l părăsim și pe Timmy. Timmy, tu nu mănânci nimic. Mai rezistă copilul meu. Eu, bărbatul, trebuie să mănânce. Ăsta nu cred că mai poate să mai plece, hă? Să vedem. Tired. Fatigued. Bă, ăsta e fatig. Nu știu sigur dacă pleacă sau nu, dar nu mai facem, mai lăsăm o zi. O iară să-i îngrați cingerele de frână, prietișurile de adveninarele de static. Scream, să voice. Nu. X. La asta. Mi-a o pisică. Hai, pisica mea, du-te. Du-te, bă, și dă-i bagen să fă ceva. Ok, frumos, hungry. Ăsta e starvit. Îl mai lăsăm un pic pe ăsta. Cred că mai rezistă o zi. Subcrai a shriek a debris falling from a chair, the recipe. Don't shall you found a new toy. Wiring. Ok, mergem după fir. Nu știu ce e asta. Plecat după fir, poate să nebunesc toți acum, o ia razna. Sunt agenții, ar zice Rafael. Found a uite, half on track, so two gentlemen. Ok, frumos. Așa, frumos. Asta e starvi... Mamă, mamă. Bă, nu știu, bă, dacă să renunț la el sau nu, vă. Mă, nu știu, bă. Supplier nu prea am. Hai, mă, să-l mai țin. L-ai țin. Mergem la limită, Rafa. Mergem la limită. 20 de zile. Ata mai am. Ok. Ai zis că tu scapi 20. Ok, îl trimit pe ăsta. Uite.
Opa. Ok, e deshidratat. Ăsta trebuie să fie regulă. Hai să-i dăm apă pe ea. Preparăm o expediție. Ori spying at, dau o dor. Ok. Frumos. Să spaiau la ușa noastră. Ok, frumos. Spaiau. Să spaiau la ușă. Nu știu ce naiba făceau acolo. Cred că nu găseau cheia. Ok, l-avem pe ăsta, e hungry. Ăsta nu-i mai dăm nimic multă vreme. Cine se duce afară? Copilul meu se duce afară. Cu ce să plece, mă, mâncați așa? Să plece... Cu nimic. Rafael odată a spus... S-ar putea să moară. Deci, pleacă cu nimic. Oricum oficial nu e mort, Timmy. N-are cum să fie mort. Oricum nu mai avem resurse să-l ținem. Foarte frumos. Ăsta e starvation. Și așa nu mai avea bărbatul principal să mănânce. Deci oricum trebuia să trimis. A Band of Riders. Arma. Pșf. I-a omorât. Nu pușca ruptă. Oh, s-a rupt pușca, a mâncat, saș. Bă, frate, dar nu mă salvează nimeni. Shall consider the shelter is now might try get love. We could try to carry around the pet. Mă joc cu el. S-ar putea să se rănească. Aoleu, nu se rănește. Nu se rănește. Hai că e bine, e bine. Suntem bine. Ne-a dat o mâncare. Deshidratat. Îi dăm apă. Oficialii mor, Timmy, așa ai spus? Good news from our friends. The siblings we decided today in front of the camp is done. They do a few concert. Ok. Le dăm muzicuța. Foarte frumos. Cântă la muzicuță. Și așa n-am ce face cu muzicuța aia. E useless. Deci Timmy a plecat, zici tu. Timmy a plecat. Fatig de ăsta, nu vrea nimic. E fan să mushroom growing. Nu, ai zis nu, niciodată nu mâncăm după pereți ciuperci. Ce zici, ești mândru până acum de mine? Le am sau nu? Da. Ok, e mor, bă. Știi, Uber, Rafael, bă. Oricum, nu-l mai țineam. Ca să știi și tu. Ok, nu pleacă nimeni nicăieri. Gang of... Of thugs! Aoleu, tu thugs! Au venit băieții grei. Aoleu, mâncați așa cu thugs, nu mai am cu ce să mai mă apăr. Bă, frate, am încurcat-o. Cu apă cred că mă apăr. Așa cred. Starvation. Îi dăm mâncare, că oricum avem. Avem la cătunui aici? Nu avem. Some door to door salesman. Ok. Și avem multă. Avem, ia să vedem, 4 cans, 4-5 battles. Ok, hai să-i dăm mâncare. Și așa nu mai am ce face cu ea. Nu știu ce face door to door ăsta. Chiar nu știu ce să ne dea. Ce să ne dea? Door to door, ne-a păcălit? Regenerele Swishard, așa, minus o supă. What a joker. Bă, mâncați așa, ne-a păcălit și ăla, deshidratat. Bă, mă, băiatul meu apă. Ok, cine? A high tech setup paper... V-Bunker. Să duce asta, n-am știu ce e. Aoleu, nu! Oh, bine. Că s-a oprit. Aoleu, e hăr, Rafa. Oh my god. Da, am medkit-ul. Ia-l băiatul meu. Ok, hai să vedem. Deshidratat, bea și apă. Și mănânc. Pleacă nimeni, cred, dude, our map side of the well, we checked, but, ok. Nu deschid. Nu știu ce era aia, n-am deschis. Mamă, Rafa, mă apropii! Gemenii, unde sunt? Bă, frate! S-a vindecat copilul meu, nu se duce nimeni. Might quiet, they will get invaded. Opa! Cât mai era bobo, nu mă salva oia! Ai făcut ending-ul, dar nu ăla bun. Ok, stai puțin să vedem unde vezi aia, cât mai era.
O steluță. Send someone for recon mission for agents. Ok. Donate toy, așa. Și cât, ce trebuie să mai fac? Cred că trebuie să vină gemenii. Păi da, bă, dar mi-au luat muzicuța. Cu ce păi putea să mă apăr? Cine a fost în regulă la ce a făcut? Muzicuța. Și au venit ăștia și mi-au stricat fiecare item. Dacă nu le dea muzicuța, nu mai mă salvau. Eu pe gemeni mă bazam. Trebuie să vină gemenii, da. Ok, Rafaela câștigau. Pare rău. Îi datorez 1000 de lei. Îi datorez 1000 de lei, adică doar 500, că 500 ai pus tu. Încheiem și un episod aici. Pa, pa.